A avut ocazia să fie moderator al emisiunii Față în Față și s-au descurcat de minune. Este vorba de elevii clasei a 5-a B de la Școala Generală numărul 2, care au vizitat ieri sediul televiziunii Făgăraș Antena 1. Este o vizită împreună cu elevii pe care o facem periodic la diverse instituții și am ales televiziunea pentru că voiam să le arăt elevilor cum se realizează știrile. Voiam să le arăt cât de important este munca în echipă, cât de important este să colaboreze persoanele sau cât de important este această colaborare la locul de muncă și cât de important este să ai o responsabilitate. Ideea de a avea o responsabilitate trebuie să o conștientizeze acum, încă de pe băncile școlii, că atunci când fac diverse activități, să le facă în mod responsabil. Experiența de ieri a elevilor a fost una unică. Au avut ocazia să vadă tot ce se petrece în spatele camerelor de filmat. Mai mult, au avut ocazia să se pună în pielea moderatorilor și reporterilor de la televiziune. Și s-au descurcat destul de bine. Chiar dacă au avut doar 11 ani, elevii au discutat în cadrul emisiunii despre probleme serioase, criza financiară, reabilitarea școlilor, comportamentul elevilor și chiar moda. Bine v-am găsit, doamnele și domnilor, sunt Pandreanu și vi-l prezint pe domnul Gheorghiu Laur. Ce se întâmplă în Băgăra? Păi vom da afară de la primărie câțiva oameni, deoarece nu mai avem bani de redat salarii. Bine v-am găsit la emisiunea Față în Față. Sunt Daniel Mocan și l-avem invitat astăzi pe Feangulea Camil. Bună ziua! Ce spune, intrăm? Ce se mai întâmplă pe la școli? Păi, cam rău. Terenurile de sport nu sunt asfaltate. Școlile sunt pline de copii care fac numai lucruri rele, adică aruncă lapte pe jos, sparg geamuri. Bună ziua, ați venit la emisiunea Față în Față. Mă numesc Motoc Alexandra și avem invitată pe judele Roxana. Bună ziua! Ce credeți despre modă? Păi, eu tot timpul mă îmbrac la modă. Este foarte bine că s-a inventat, zic, moda. La sfârșit s-au tras și concluziile. Mulți dintre copii s-au arătat interesați de o carieră în presă. Ce ți-a plăcut la televiziune? Totul. Ai vrea să te faci reporter? Da. Mi-ar plăcea. Pentru că ar fi interesant, am mai afla lucruri importante și am mai informat și alți oameni. Mie cel mai mult mi-a plăcut cum s-a făcut o emisiune. Ai vrea să vii să lucrezi aici ca și reporter sau ca și operator? Ca și operator. Cel mai mult mi-a plăcut cum au colaborat toți oamenii și lucrau în echipă. Cel mai mult mi-a plăcut când colegii mei au fost filmați în direct. Mie mi-a plăcut cum ați redactat și colaborarea în echipă. Copiii au plecat foarte entuziasmați de tot ce au găsit la televiziune și cine știe, poate o parte din ei va urma chiar pașii către o carieră în media.